Bună ziua, bine v-am găsit, suntem pe data de 10 mai. Să vedem dacă s-a aprins fumul, nu s-a aprins, facem fum. Albinele atacă din toate direcțiile. Hai să încercăm să aprindem un fum. Știți că am preparat acele substanțe și acum am deschis colonia bolnavă ca să văd nivelul de infestare cu cuiet văros. Pot să zic că este destul. Nu pot să zic foarte mult, dar este. Așa, las aici să facă fumul. Să se aprindă bine, bine. Așa. Și să vă explic ce am făcut eu la această colonie. Deci, această colonie avea rame în plus. Am scos ramele cu miere, am scos rama cu miere, ramele goale care era extins și acum va primi, deci aici avem puiet, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rame cu puiet. Deci este o colonie destul de mare. Sperăm că s-a aprins afumătorul bine de data asta. Așa. M-am chinuit un pic cu el. Și acum ce am să-i fac? Ați văzut că am făcut medicamentele, acum colonia am strâns-o. O să arăt la celălalt mai elaborat ce am făcut, fiindcă o să arăt acolo mai mult și aici. O să vă arăt mai în scurt. Deci aici vă arăt mai în scurt. Aduc o diafragmă. Deci există puiet văros. Hai să vă arăt mai în detaliu și aici, că nu este mare lucru. Deci am strâns toată colonia doar pe ramele care are puiet. Am identificat puietul văros pe două rame. Am să scot pe rama. Am să vă arăt puietul văros. Deci, puietul văros se vede în mijloc aici. Acum, toată colonia am strâns-o doar pe ramele cu puiet și va mai avea o ramă în plus. Așa. Am pus o diafragmă de polistiren și în partea acestui la perete, deci în partea asta a peretului. Acum mergem să umplem pompa cu acel sirop de medicamente. Aici avem siropul medicamentos. Asta îl băgăm în pompiță. Dacă vreți să știți cum e preparat, în filmul anterior se vede cum e preparat.
Acum doar arăt cum organizez colonia pentru a primi tratamentul respectiv. Bun. După ce umplem pompița asta, punem capacul. Acum colonia va trebui să crească larve, să spunem, da? Trebuie să crească o nouă generație de larve. Va curăța să spunem așa, ramele bolnave. Activăm pompița. Luăm această ramă, este goală. În această ramă punem acest sirop cu medicament. Acest lucru o să-l facem în fiecare zi. Azi eu consider ziua 1 de tratament. Punem pe ambele părți. Puie tuberos există, să spunem așa, sporii de puie tuberos există în fiecare stupină. Condiția ca să apară e simplă, să fie temperaturi friguroase, umiditate și imediat are condiții prielnice pentru a se dezvolta. Această ramă eu pun lângă puie. Aceasta este rama hrănitor, să zic așa. Deci de aici o să-și ia siropul albinele. După care venim din nou cu o diafragmă. Această diafragmă va ține de cald. Aici avem rama cu miere, eu dau după diafragmă și după diafragmă imediat îi mai dau o ramă cu sirop. Bun, acest sirop o să-l primească zilnic. Deci în fiecare zi vin la aceste rame. Să văd dacă punem un pic așa pe speteze. Așa. După ce i-am dat cu sirop, acum venim cu turta. Turta proteică. Am explicat rețeta în filmul anterior. Îi punem și turta proteică. Bun.
După toate astea, renunțăm și la folie. A avut folie până acum. Și punem pânză. Punem pânză deasupra. Acoperim cuibul cu pânză. Așa pregătim colonia bolnavă. Acum în 2 săptămâni ar cam trebui să 2-3 săptămâni ar trebui să dispară cuietul voros. Bun. Altceva nu mai pune. Îi pun să țină de cald o pâslă. Așa. Și cam atât. Mergem la următorul care l-am diagnosticat fiind bolnav. Are nevoie de aerisire și de căldură. Mergem la următorul care este bolnav. Acolo voi putea să vă prezint și mai în detaliu. Mergem la următorul. Deci următorul diagnosticat este acesta. Iată, se vede la urdiniș. Important este să nu pierzi timp prea mult. Deci după ce l-ai diagnosticat că este bolnav, intervii cât mai repede. Nu stai pe gânduri că nu știu cum, nu știu ce. Trebuie să intervii cât mai repede. Iată, a fost pregătit cu folie. Acum o săptămână nu avea nicio problemă. I-am pus și turtă. Este o colonie destul de mare. Și să vedem ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat de s-a îmbolnăvit. Așa dintr-o dată. S-a îmbolnăvit. Eu știu că s-a îmbolnăvit din cauza vremii, da? La coloniile astea mai mari, tratamentul o să fie mai greu de aplicat, să zic așa. Aici avem o ramă cu mieră. O să-l dau deoparte deocamdată, voi strânge cuibul doar pe ramele lui, adică unde e puiet. Mă uit să văd până unde are ouă. Aici nu. Thank you.
aici are larve. În prima fază, larvele sunt sănătoase, în cazul puietului băros. Abia după ce sunt afectate, vor fi contaminate de această ciupercă. E o ciupercă. Identific ramele care au cantitatea de văruș. Asta este una dintre ele. Putem estima că toate celulele goale au fost infestate la un moment dat. Deci are o cantitate destul de mare. Ăsta este mai infestat ca primul. Asta este a doua ramă pe care este infestarea. Este a treia ramă. A treia ramă pe care există puietul văros. În momentul în care apare puietul văros, colonia nu o să mergea înainte. E mult mai infestată această colonie. Și zici că așa din senin, știi? Adică acum 10 zile n-avea nimic. Da. Și aici. Și aici. Și aici avem 6 rame cu puiet. Bun. Avem ramele de care voi lucra, să-l tratez. Aici am trebuie două diafragme. Colonia, în etapa aceasta, să-i spun așa, consumă mai puțin, este o colonie bolnavă. Așa, trebuie să-i aduc două diafragme. Ducem diafragmă. Sincer, nu-mi vine să cred cum a putut să se infesteze așa tare în 10 zile. Deci nu are logică.
cum a putut să se infesteze aceasta așa tare în 10 zile. Bun. În colonia doar pe ramele de puiet plus rama rănitor. Așa. Acesta o să dureze vreo 3 săptămâni până se va vindeca. Se pun o ramă hrănitor. Aceasta o voi folosi ca ramă hrănitor și foarte dezamăgit, adică nu mă așteptam la așa ceva. Nu mă așteptam la așa ceva așa dintr-o dată, adică acum 2 săptămâni erau toate bine, mersi. Și acum 2 s-au îmbolnăvit rachetă. Dar să sperăm că îi vindecăm. Imediat după extinderea cuiburilor a venit frigul, coloniile mai, să zic așa, mai expuse, nu știu cum să zic, au mai supuse la frig, cu mult puiet au cedat, n-au putut încălzi puietul corespunzător și pur și simplu această ciupercă și-a făcut de cap. Așa. Acest spor de mucegai s-au extins destul de bine. Bun. Rama hrănitor mai primește o ramă și după diafragmă. Albina are suficientă. Acum o să fie și mai bine strâns, adică cuibul. Probabil dacă cuibul era astfel lăsat acum 2 săptămâni, nu cred că se contaminau cu văros, adică nu cred că aveau văros. E mult de lucru acum într-o colonie din asta bolnavă, adică albina are foarte mult de lucru. Trebuie să scoată acele larve care au murit, să le curețe, după care să îngrijească alte larve, ca să omorâm sporii de văros, trebuie să ia contact cu acest sirop. Deci ia contact cu acest sirop medicamentos și vom veni să-l aibă la dispoziție în continuu. Așa. Aici era mai plină cu albine. Mergeți și ajutați la curățenie. Mai am 2 rame care le voi duce într-un alt stup. Nu cu albine. A fost colonia slabă,
Dar pur și simplu n-a putut îngriji puietul care l-a... Îi dau un pic de sirop și părame. Bun, îi dăm turta. Și vedem mâine. Vedem mâine care e situația. Renunțăm la folie. Deci fără folie. Așa. Deci aceasta este una foarte grav afectată de voruz. Așa. Renunțăm la folie, să aibă căldură. Din păcate, noaptea nu are căldură, am strâns cuibul. Și să-și facă medicamentele, treaba. Bun, cam atâta. Am avut de prezentat. Asta este ziua întâi de tratament. O să urmeze și următoarea zi, iată o jumătate de oră am filmat. Să sperăm că totul e bine. Eu urmăresc și coloniile celelalte. Deocamdată sunt două astfel bolnave. Acum se va neutraliza albina cu siropul medicamentos, să nu mai contaminăm și alți stupi. Și să vedem cum va fi. Numai bine, până data viitoare!